Bună ziua tuturor și eu mă bucur nespus să ne revedem și așa cum spuneau și antevorbitorii mei, de-abia aștept să ne revedem la sală. Sperăm să se întâmple anul acesta. Și noi sperăm să revenim. Da, astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect care nu este neapărat lung, dar se pare că este din ce în ce mai de interes, în special pentru autoritățile fiscale. Și am denumit prezentarea mea implicații fiscale la stabilirea unei entități în România, respectiv dacă vorbim despre o sucursală, o filială sau un sediu permanent. Nu o să vă vorbesc strict despre implicații fiscale, de fapt. Implicații, până la urmă, sunt mai mult organizatorice și sunt implicații referitoare la time consuming. De ce spun asta? Deoarece se pare că în ultima vreme autoritățile fiscale acordă o atenție deosebită acestei alegeri pe care unele companii nerezidente o fac când înregistrează o societate în România. Am început cu câteva diferențe, să zic așa, între sucursală și filială. Așa cum poate mulți dintre ascultători știu, sucursala este branch-ul, cum se spune în engleză, acel dezmembrământ fără personalitate juridică, da, toate drepturile și obligațiile sunt asumate în numele societății mamă, în timp ce filiala este o entitate autonomă, independentă, cu personalitate juridică proprie. Da? Dacă sucursala nu are dreptul să încheie contracte cu societatea mamă, da, ea în schimb are posibilitatea să distribuie cheltuieli și venituri către societatea mamă și, bineînțeles, distribuirea se poate face și în sens invers. De fapt, se face și în sens invers. Filiala, în schimb, are dreptul să încheie contracte cu societatea mamă, precum și cu orice alte entități afiliate. De ce sucursala nu are dreptul să încheie contracte cu societatea mamă? Pentru că, de fapt, așa cum spuneam, este un dezmembrământ al acesteia. Poate că, în practică, este mai des utilizat termenul englez de branch decât de sucursală efectiv, deoarece explică, să zic așa, mai clar exact relația juridică dintre ele. Este efectiv ramura unui copac, nu funcționează independent de acesta. Sucursala nu poate să distribuie dividende. Acesta poate să constituie un avantaj, să zic așa, pentru anumite grupuri internaționale, pentru că nu o să vorbim despre impozit pe venituri obținute din România de nerezidență în cadrul unei sucursale. În cadrul prezentării mele m-am referit, pentru a scurta, să zic așa, VHT, cum știe toată lumea, withholding tax, pentru impozitul pe venituri obținute din România de nerezidenți. În schimb, spre deosebire de sucursale, la filială se pot distribui dividende, da, anual sau mai nou în baza situațiilor financiare interimare. În ceea ce privește impozitul pe nerezidenți, deci withholding tax-ul, la sucursală se datorează pentru dobânzi redevențe achitate către nerezidenți, inclusiv achitate către entități afiliate. La filială vorbim despre aceleași categorii de venituri care se impozitează cu withholding tax, dar în plus sunt și dividendele. Repatrierea profiturilor către societatea mamă la sucursală nu reprezintă subiect de impozitare. Iarăși, acesta poate să constituie un avantaj. Totuși, la filială, chiar dacă se distribuie dividende, se pot aplica directivele parent subsidiary și directiva privind dobânzile și redevențele în relația cu entitatea mamă. Pentru că când vorbim de filială, vorbim de o societate independentă din punct de vedere juridic. La sucursală, tratamentul withholding tax, deci tratamentul impozitului pe venituri obținute din România de nerezidenți, al dobânzilor și redevențelor între sucursală și societatea mamă, poate să fie unul foarte complex, tocmai prin prisma faptului că sucursala nu este o entitate juridică de sine stătătoare. Și așa cum spuneam, nu poate să distribuie profituri, dar poate să plătească dobânzi, poate să plătească redevențe către societatea mamă, iar aici analiza este una mult mai complexă și nu putem discuta despre o analiză generală, nu putem discuta despre niște directive, să zic așa, valabile, ci se face o analiză de la caz la caz. În schimb, un alt neajuns, dacă pot să zic așa, îl are filiala, unde putem să vorbim despre impozit pe câștigurile de capital, dacă este cazul.
În ceea ce privește dosarul prețurilor de transfer, conform ordinului ANAF 442, filiala, dacă se încadrează pe threshold-urile din ordin, poate să fie obligată să întocmească dosarul prețurilor de transfer. În schimb, la sucursală, întocmirea acestui dosar devine aproape o necesitate, chiar dacă nu vorbim de neapărat de cerințele din ordinul 442, și o să vă spun un pic mai încolo de ce spun că este aproape o necesitate. Chiar dacă nu dosarul integral, dar analiza de prețuri de transfer care se prezintă în dosar devine o necesitate în cazul unei sucursale. Strict din punct de vedere al avantajelor de a constitui, de a înregistra o filială în România și nu neapărat din punct de vedere contabil sau fiscal, filialele au acces la o gamă mai largă de stimulente, ca să zic așa, de granturi guvernamentale, spre deosebire de sucursale. Din perspectiva TVA, sucursalele au aceleași drepturi și obligații ca și o filială, dar prestările de servicii între societatea mamă și sucursală pot să fie considerate în afara sferei de TVA. În majoritatea cazurilor sunt în afara sferei de TVA, repet, pentru că nu vorbim de două entități distincte. În ceea ce privește filiala, chiar și tranzacțiile între filiale și societatea mamă sunt subiect de TVA în funcție de caz. De ce zic în funcție de caz? Pentru că este la fel ca între două societăți terțe. În funcție de caz pot să fie sau nu subiect de TVA. Din această foarte scurtă prezentare, din această sumarizare a diferențelor dintre sucursală și filială, aș fi tentată să zic că este mai ok să constitui o filială, eu, din punctul meu de vedere și în baza experienței pe care o am în atâția ani. Totuși, trebuie să avem în vedere faptul că atunci când se decide un grup sau o entitate din afara României, când se decide dacă se constituie o sucursală sau o filială, nu au în vedere doar aspectele acestea fiscale. Vorbim și de aspecte contabile, dar vorbim și de aspecte legale și de aspecte comerciale. Constituirea unei sucursale are și ea, până la urmă, avantajele ei. Așa cum vă spuneam, sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică și ea respectă legislația din țara de rezidență a societății mamă. Acesta poate să constituie un imbold pentru o entitate din afară să constituie o sucursală și nu o filială. Autonomia sucursalei este dată de compania mamă, în ce sens? Ea nu poate să încheie contracte în nume propriu, nu poate să ia decizii în nume propriu sucursala și atunci, iarăși, entitatea din afară, compania mamă, are o putere de control mult mai mare. Sucursala, fiind fără personalitate juridică, nu are dreptul, conform legii, să participe la circuitul juridic în nume propriu, da? Iar societățile mamă ale sucursalelor sunt considerate persoane juridice străine care își desfășoară activitatea în România printr-un sediu permanent. Înainte de începerea activității, o sucursală trebuie să înregistreze la Registrul Comerțului din județul unde aceasta va funcționa, ca orice altă entitate până la urmă. Iarăși, un aspect care trebuie avut în vedere este stabilirea numelui unei sucursale. În general, numele unei sucursale românești, a unei companii străine, include numele companiei mamă, urmat de cuvântul sucursală și, în cele mai multe cazuri, de numele orașului în care și-are sediul sucursala. Dacă numele sucursalei este diferit de numele comercial al companiei mamă, numele sucursalei va fi urmat de numele comercial al companiei mamă și, din nou, de cuvântul sucursală. Deci, ca idee de bază, o sucursală trebuie să o recunoști că este sucursală, în primul rând, datorită numelui pe care îl are. Sucursala nu are un capital social, nu are un capital propriu, ea are un capital de lucru sau ar trebui să aibă un capital de lucru pus la dispoziție de societatea mamă, pe care să-l folosească atât în faza de înființare, cât și ulterior pentru desfășurarea operațiunilor comerciale. Sucursalele nu pot să aibă active proprii. Da? Compania mamă pune la dispoziția sucursalelor astfel de active și aprobă utilizarea acestora de către sucursală. Spre deosebire de o filială, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, o sucursală nu poate încheia contracte cu sediul central și nici nu poate trimite sau primi facturi către sau de la sediul central, întrucât sunt aceeași companie. Exact cum vă spuneam, termenul de branch definește cel mai bine, este o ramură a unui copac care, odată tăiată din copac, nu mai funcționează. Da?
Cu toate acestea, în practică, sucursalelor li se permite să semneze contracte cu terții, dar numai în baza unui mandat de la societatea mamă. De asemenea, poate să emită facturi pentru operațiunile efectuate în cadrul obiectului de activitate inclus în statutul său. Dar facturile sunt emise de entitate ca sucursală a companiei mamă. Da? Datorită faptului că sunt una și aceeași entitate sucursală a compania mamă, sediul central va păstra responsabilitatea, împreună cu sucursala, evident, pentru toate acțiunile și obligațiile contractate de către sucursală, dacă i-a acordat un astfel de mandat. Din punct de vedere contabil, sucursala are obligația să organizeze, să conducă contabilitate proprie, exact ca orice altă entitate românească, în partidă dublă, în limba română și în monedă națională. Totuși, în locul bilanțului, adică a situațiilor financiare anuale, sucursala întocmește o raportare contabilă anuală. Să nu vă imaginați acum că sunt foarte mari diferențe, dar trebuie acordată atenție asupra formularului efectiv care trebuie completat și depus la ANAF. Un avantaj, dacă poate fi numit așa, să zic, este că sucursala nu este supusă auditului statutar. Da? Toate registrele și documentele contabile trebuie întocmite și păstrate la sucursală, chiar dacă funcția contabilă este efectiv îndeplinită în afara României, de cele mai multe ori la societatea mamă sau la sediul central. Acesta reprezintă un dezavantaj pentru sucursală și pentru noi consultanții sau contabilii care lucrăm pentru o sucursală, pentru că în cadrul unei inspecții fiscale trebuie să ne asigurăm că toate documentele contabile, chiar dacă au fost contabilizate la nivelul societății mamă, sunt și în posesia sucursale pentru a putea fi puse la dispoziția organelor fiscale. Tocmai de aceea spuneam că la nivel global, la nivelul grupului, să zic așa, pentru o sucursală se poate considera că se depune mai mult efort decât pentru o filială, pentru că registrele contabile se fac și la sediul central integral și la sucursală, documentele trebuie să existe la sucursală. Din punct de vedere al autorităților fiscale, când vine vorba de o inspecție, comportamentul acestora al autorităților fiscale este ca și când ar fi vorba de o entitate independentă, de sine stătătoare, românească, deci absolut totul trebuie să fie la sediul sucursale, să poată fi prezentat organelor fiscale în limba română sau tradus cu traducere autorizată. În schimb, iar ca efort global, să zic așa, este că toate tranzacțiile trebuie contabilizate și la sediul central. Pe de altă parte, dacă vorbim de o filială sau pur și simplu altfel de subsidiară, se face doar consolidarea la sediul central. Filiala este societate comercială de sine stătătoare, cu personalitate juridică proprie și, bineînțeles, respectă legislația din România. Fiind personalitate juridică proprie, înregistrată în România, este evident că respectă legislația din România. Autonomia ei juridică este exact ca oricărei alte persoane juridice, ca a unei societăți deținute 100% de persoane fizice. Filiala posedă patrimoniu propriu, are capital social subscris și active proprii. Filiala are, nu numai că are dreptul, dar are și obligația, dacă pot să spun așa, de a încheia în nume propriu contracte cu terții și cu societățile afiliate, evident că inclusiv cu societatea mamă. Da? Filialele au structură organizatorică, adunare generală a acționarilor, organe statutare, după caz. Conducerea filialei este numită de acționari și poate acționa independent în limitele mandatului acordat de acționari. Evident că unele decizii pot necesita aprobarea adunării generale a acționarilor, dacă este cazul, sau a companiei mamă, în funcție de planul de funcționare, să zic așa, a fiecărui grup. Procesul decizional al filialei este legat și depinde de cel de la nivelul companiei mamă, în funcție de politica companiei mamă sau a grupului din care aceasta face parte. Dar strict juridic, pe legislația națională din oricare țară, filiala este independentă din acest punct de vedere. Din punct de vedere contabil, filiala are aceleași obligații ca orice societate românească, așa cum vă spuneam, și, bineînțeles, spre deosebire de sucursale, filialele depun bilanț, situațiile financiare anuale, clasice și normale. Din punct de vedere fiscal, există câteva diferențe care trebuie să avute în vedere atunci când se decide stabilirea unei sucursale sau unei filiale.
respectiv atâta timp cât o filială la înregistrare automat se înregistrează ca plătitoare de impozit pe venitul micro-întreprinderilor, conform legislației, și poate să fie înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit prin opțiune în anumite condiții sau obligatoriu la momentul la care se depășește pragul bazei de impozitare, sucursala nu are această opțiune. Sucursala în mod automat este înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit. Acesta poate să constituie un dezavantaj, să zic așa, și să încline mai mult balanța către filială. În ceea ce privește TVA, nu există diferențe, înregistrarea în scopuri de TVA și plata TVA, nu există diferențe între cele două, sucursală și filială. Impozitele și contribuțiile sociale la fel. Cea mai mare diferență constă la impozitul pe profit versus impozit pe micro-întreprinderi, de fapt. La impozitul pe nerezident, așa cum vă spuneam în sumarul de la început, filiala este supusă taxării ca orice societate normală românească și atunci se pune problema taxării din punct de vedere a impozitului pe venituri obținute din România de nerezidenți pentru orice impozite care intră în sfera acestei, pentru orice venituri, scuzați, care intră în sfera acestui impozit, în timp ce sucursala nu o să aibă problema impozitului pe dividende, pentru că nu poate să distribuie dividende. Și vorbim de withholding tax la sucursală doar pentru tranzacții între sucursală și societatea mamă, pentru că, așa cum vă spuneam, sucursala nu poate să încheie tranzacții cu alte entități în numele său propriu și atunci, evident că nu poate să plătească venituri în numele său propriu către alte entități. Categoria de venituri potențial generatoare de withholding tax sunt toate veniturile care intră conform codului fiscal în sfera acestui impozit, mai puțin dividendele. Am înșirat lista tuturor veniturilor, nu cred că are sens să trec prin ea. În ceea ce privește impozitele și taxele locale, am spus aici în prezentare că la filială este idem ca la sucursală. Cred că ar fi mai corect spus că la filială este aceeași situație ca la orice societate românească, cum am tot spus de la începutul prezentării. În schimb, la sucursală trebuie să avem în vedere faptul că impozitele și taxele sunt datorate pe proprietate și, așa cum vă spuneam, sucursala nu are active proprii, deci trebuie avut atenție în sensul ăsta. Taxele, evident că sunt datorate în România, dar ele sunt datorate de entitatea mamă prin sucursală, care sucursala poate să efectueze aceste plăți. Ca o concluzie a diferențelor dintre filială și sucursală, filiala are personalitate juridică în timp ce sucursala nu are personalitate juridică. Sucursala trebuie înregistrată separat la Registrul Comerțului și separat la organul fiscal, în timp ce filiala doar la Registrul Comerțului, care în mod automat transmite informația către organul fiscal. Raportarea contabilă anuală, vorbim de două formulare și două raportări distincte, situații financiare anuale la filială versus raportare contabilă anuală la sucursală. Filiala poate să fie atât micro-întreprindere să plătească impozit pe veniturile micro-întreprinderilor, cât și plătitoare de impozit pe profit, dar sucursala nu poate să fie decât plătitoare de impozit pe profit. Filiala distribuie dividende, automat putem să vorbim de impozit pe dividende. Sucursala repatriază profituri, ca să spunem așa. În ceea ce privește alocarea profiturilor către o sucursală, vă spuneam mai la început că o să detaliez puțin acest aspect și are o legătură foarte strânsă cu dosarul prețurilor de transfer sau cu analiza din perspectiva prețurilor de transfer. În prezent nu există reguli specifice în România pentru alocarea profiturilor către o sucursală, dar potrivit regulii generale prevăzute în codul fiscal, profiturile atribuibile unei sucursale sunt acelea pe care sucursala le-ar fi realizat dacă, în loc să desfășoare activități cu sediul central, ar fi fost o entitate distinctă și independentă angajată în aceeași activități sau în activități similare, în aceleași condiții sau în condiții similare. Nu există o regulă specifică cu privire la cerințele de documentare pentru alocarea cheltuielilor și veniturilor între sediul central și sucursală, dar alocările acestea de cheltuieli și venituri în practică se fac prin note de debit sau note de credit între sucursală și filială, care trebuie să
să ne asigurăm că au în spate toată documentația. Și vă spun că de curând o sucursală, client de-al nostru, să spun așa, a fost supusă unei inspecții fiscale și ni s-a solicitat ca să prezentăm, în primă instanță ni s-a solicitat să prezentăm jurnalele de cumpărări și de vânzări. Am explicat care este situația și că nu este caz de așa ceva. Când am prezentat situația alocării de venituri și de cheltuieli, ni s-a solicitat să prezentăm toată documentația, toate facturile care au stat la baza întocmirii acestor de conturi. Deci, de asta vă spuneam, este un efort puțin mai mare, pentru că ele e nevoie să existe la sediul central, pentru că sediul central ține contabilitatea și sunt pe numele sediului central, dar trebuie să fie și la sediul sucursalei. Și e cu atât mai dificil dacă vorbim de facturi care au fost emise către sediul central și au avut în vedere nu doar sucursala din România, ci și alte sucursale sau poate chiar sediul central și este vorba doar de o splituire a acelor cheltuieli, de o splituire a veniturilor, caz în care trebuie prezentată și justificarea alocării, a cheii de alocare a cheltuielilor, respectiv a veniturilor. Deci este o documentație apropiată cu cea care se folosește în cazul dosarelor de prețuri de transfer. Iarăși un aspect care trebuie avut în vedere este că o sucursală nu poate să înființeze un sediu secundar. Dacă nevoile afacerii necesită înregistrarea mai multor sucursale în România, un dezavantaj, adică dacă e nevoie de mai multe sedii, să zic așa, mai multe puncte de lucru, va fi nevoie să se înregistreze mai multe sucursale. Un dezavantaj este că consolidarea pierderilor fiscale nu este posibilă în conformitate cu legislația actuală. Un dezavantaj al filialei față de sucursală este faptul că în situația unei viitoare ieșiri din afacerea românească, dacă investitorul nerezident decide să vândă acțiunile entității românești, acesta poate fi supus impozitului pe profit. Iarăși, repet, de la caz la caz se aplică convenția, se aplică prevederile codului fiscal, se analizează situația efectivă. Aș vrea să vă spun două cuvinte și despre sediu permanent, așa cum este întâlnit în practică această noțiune separat de sucursală filială. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți că o entitate juridică străină poate să fie înregistrată în România strict în scopuri de TVA sau în scopuri de impozit pe profit sau în scopuri de payroll, deci taxe și contribuții salariale, fără să se înregistreze ca sucursală sau filială. Acest tip de înregistrare este cea mai puțin recomandabilă din punctul meu de vedere și nu neapărat datorită poverii muncii care trebuie depusă sau a poverii contabile, contabilitate nici nu se pune problema, sau fiscale, ci datorită faptului că autoritățile fiscale din România acordă o atenție exagerată în ultima vreme acestor entități care sunt înregistrate strict în anumite scopuri în România, pentru că par să nu înțeleagă că aceste înregistrări se fac strict în scopuri de business și că chiar nu este necesară înregistrarea unei filiale sau sucursale, trebuie foarte multă muncă de lămurire să-i facem să înțeleagă că nu s-a încercat evitarea plății vreunei alte taxe. Există situații când o astfel de înregistrare strict în scopuri de payroll sau strict în scopuri de TVA nu este doar o opțiune, ci este o obligație și nu permite timpul și tocmai de asta nu am detaliat aici care sunt aceste situații când o entitate este obligată să înregistreze în scopuri de TVA în România. Doar câteva cuvinte despre cazurile în care o companie nerezidentă generează un sediu permanent în România. Sunt situațiile descrise în convențiile de evitare a dublei impuneri în general. Dacă are un loc fix prin care desfășoară activitatea în totalitate sau parțial mai mult de 6 luni, iar în ceea ce privește activitățile unei persoane altele decât un agent cu statut independent care sunt efectuate în numele nerezidentului, dacă persoana acționează în numele nerezidentului și dacă una din următoarele condiții este îndeplinită, respectiv agentul este autorizat să exercite în mod obișnuit în România autoritatea de a încheia contracte în numele companiei nerezidente, cu excepția situației în care activitățile se limitează la activități cu caracter pregătitor sau auxiliar, și dacă agentul menține un stoc de bunuri din care livrează bunuri în numele companiei nerezidente. Chiar dacă condițiile par să fie foarte clare, au fost destul de multe situații în care organele fiscale au considerat că
ar fi trebuit ca o entitate să se înregistreze în scopuri de payroll în România, chiar dacă angajații acelei entități nu aveau dreptul să încheie contracte în numele nerezidentului, dar desfășurau activitatea pe teritoriul României. Și din aceste motive, în general, astfel de entități nerezidente se înregistrează strict în scopuri de payroll. Ce pot să vă spun și mă grăbesc să închei, este că înregistrarea strict în scopuri de payroll este destul de costisitoare ca muncă, da? Datorită numărului de declarații și a locurilor în care trebuie să depuse, este mult mai complicat din acest punct de vedere al compliance-ului pe partea de înregistrare strict în scopuri de payroll decât la o entitate românească sau la o entitate efectiv înregistrată cu totul în România. Așa vă spuneam, înregistrarea strict în scopuri de TVA payroll nu generează obligații contabile, ci doar obligații fiscale, nu presupune înregistrarea registrului comerțului, ci doar la autoritățile fiscale și în general se realizează de un reprezentant fiscal care se, în majoritatea cazurilor, cine se ocupă de înregistrare se ocupă și de partea de compliance ulterior. V-am spus, dar simt nevoia să mă repet că în ultima vreme am văzut că autoritățile fiscale acordă o atenție sporită, ca să nu zic chiar exagerată, acestor contribuabili care se înregistrează strict în anumite scopuri fiscale și nu constituie o filială sau o sucursală. Sper că nu am depășit timpul. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, Cristina!